Sărbătoarea culesului viilor de la Drăgășani, manifestare tradițională a întregii comunități, a început de joi 27 septembrie și se va încheia duminică 30 septembrie. În apropiere de Casa de Cultură, municipalitatea a organizat toate acțiunile înscrise în programul celor 3 zile. Sărbătoarea a început cu o defilare prin centrul orașului în căruțe și chiar în remorca unui tractor, împodobite cu flori și ciorchini de strugure, dar și cu fete și băieți îmbrăcați în portul popular alături. Alaiul, format din oficialități și locuitori ai orașului viilor, a defilat prin centrul orașului, fiind privit cu bucurie de trecători. Dă-te încoace, mai crești mar, să-ți dau vin de Drăgășani. Cea mai importantă manifestare culturală din prima zi a sărbătorii este Festivalul Internațional de Interpretare Lăutarul, aflat la ediția 13-a. Sub aspectul participării tarafurilor și soliștilor vocali și instrumentali, actuala ediție a fost cea mai puternică. La Drăgășani au evoluat pe scenă 6 tarafuri și peste 20 de soliști. Mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a da startul sărbătorilor culesului de vii la Drăgășani, dar și al activităților la Clubul Copiilor. Trebuie să vă spun că această poveste minunată a avut o importantă susținere din partea Consiliului Județean Vâlcea și a Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Drăgășani. Și cred că este momentul să le mulțumim reprezentanților. Este vorba despre domnul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, precum și a domnului primar al Municipiului Drăgășani, domnul Cristian Nedelcu. Printre invitații de seamă prezenți astăzi aici, vreau să știți că din partea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea avem onoarea să o avem alături de noi pe doamna inspector educativ Gabriela Tristaru, care îi mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ni-l oferă necondiționat întotdeauna. Pentru noi toți, astăzi este un nou început, este momentul în care ne deschidem porțile sufletului și ne dorim să vă primim cu aceeași căldură pe care ați resimțit-o de-a lungul anilor. Astăzi vrem să vă încântăm sufletele și aducem în fața dumneavoastră cele mai interesante momente. La secțiunea Tarafuri Vâlcea a fost reprezentat de lăutarii din Comuna Ionești, dar aprecierea unanimă a mers către un vechi taraf din Tismana Gorj, cel condus de Costel Mornea. Soare verde mărgărit, mi-aduc aminte și plâng. Mi-aduc aminte de mult cum eram și acum cum sunt, ca în cea tinerețe, ca măsuream la bătrânețe. Jurul a avut o misiune extrem de dificilă. În seara de joi a susținut un excelent concert Ionel Tudorache, urmând ca a doua zi Nicolae Furduiancu să-i încânte pe drăgășenenii.